Numărul 10, în proporție foarte mare, pentru că își dorește foarte mult și a dorit și în vară, e Alexandru Ioniță 2, care în acest moment este împrumutat la Universitatea Craiova. Am avut o discuție cu el săptămâna trecută. Își dorește foarte mult să vină acasă, își dorește foarte mult să joace la Rapid din nou. Va renunța la o parte din salariul lui și sper să ne înțelegem cu Universitatea Craiova în sensul acesta.